Lunea aceasta, în ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, biserica din cartierul Cazărmii al municipiului Caransebeș și-a cinstit ocrotitorul. În mijlocul comunității s-a aflat cu acest prilej preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, care a săvârșit Sfânta Liturghie. La sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, suntem, iată, în biserica din Caransebeș, ocrotită de acest martir al lui Hristos, o biserică aflată în construcție, o biserică în jurul căreia s-au adunat foarte mulți credincioși și foarte mulți care au dorit să se implice pentru ca această biserică într-un timp foarte scurt să fie ridicată și finalizată. Anul trecut am intrat pentru a sluji prima dată în această biserică, o biserică nouă, și iată, din zi în zi, această biserică sporește, nu numai din punct de vedere al construcției, ci și din punct de vedere spiritual, gândindu-ne la biserica vie, biserica din sufletul credincioșilor care gravitează în jurul acestei parohii. Răspunsurile liturgice au fost date de către corul parohial Ioan Teodorovici și corul catedralei istorice din Caransebeș, Gheorghe Dobreanu, reunite sub agheta doamnei profesoare Maria Ponețchi. Acest hram se leagă cu hramul parohiei Jupa și așa cum cercetătorii și profesorii de teologie, dintre care și părintele profesor Petre David, spun că în perioada de prigoană împotriva moaștelor Sfântului Mare Mucenic Dimitrie după martiraj și împotriva apropiaților și ucenicilor acestora, atât roba cât și inelul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, roba sigur plină de sângele închegat după martiriu, au fost duse în părțile Ilicului și acolo, fiindu-se din nou o acțiune de prigoană împotriva creștinilor, Leonte a adus aceste două obiecte aici la Tibiscum, pe vremea aceea în regiunea daco-romană, unde aceste două componente ale Sfântului Mare Martir Mucenic Dimitrie au făcut minuni. În cadrul Sfintei Liturghii, părintele slujitor Dimitrie Negrei a fost hirotesit iconom stavrofor pentru slujirea cu devotament a credincioșilor acestei parohii timp de 31 de ani. A fost un moment de mare bucurie și pentru mine personal, care port numele acestui sfânt mare mucenic Dimitrie, că am primit această înaltă distincție preoțească de iconom stavrofor. A fost un dar de la Dumnezeu, pe lângă darul acela pe care l-am primit de a fi preot slujitor al Bisericii lui Hristos. În această zi de mare sărbătoare pentru biserica noastră din Caransebeș cu hramul Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, ne-am bucurat de prezența preasfințitului episcop Lucian și nădăjduim prin rugăciune marului mucenic Dimitrie, a părintului paroh Laurențiu și a credincioșilor bisericii să terminăm lucrările la Sfânta Biserică. Ne-am bucurat de prezența preasfințitului nostru episcop Lucian de fiecare dată când dânsul ne onorează cu prezența, e o bucurie în parohia noastră și venim cu drag pentru a participa la slujba arhierească. Biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Caransebeș deservește credincioșii din cartierul Cazărmii și Nord.